Cantă trimis în spate de ciprioți. Gabi Tamaș și-a mutat linia de fundaș aproape de mijlocul terenului. Acum Dragoș Grigore, debutant în această seară în tricoul naționalei României. Florescu, din nou Dragoș Grigore, trimite mingea într-un adversar. Ciprioții recuperează pentru moment. Este sâcâitor pressingul lor. Reușim să mutăm jocul undeva în bandă, unde Torje aleargă foarte bine. Torje poate deschide scorul și o face. Impecabil. 1-0 pentru România în minutul 55. Este însă marea greșeală a lui Morfis. Nu avea ce să caute acolo portarul cipriot. Bună dezvoltarea atacului în acel flanc drept. Vă spuneam, am rezistat presiunii cipriote, care a exercitat un pressing asupra noastră. Și este golul lui Gabi Torje, primul pentru echipa națională. Bravo lui, se bompul le moral, știi, cum spune francezul. E bine că avem acest gol, fără doar și poate. Așa cum spuneam de concluziile care trebuie să vină după un astfel de meci. Da, acolo portarul a fost indecis, cum se spune, nici n-a ieșit, nici n-a stat în poartă. A fost undeva la jumătate și Torje a taxat impecabil, cum spuneam, indecizia cipriotului. Torje a apucat să se uite înspre Morfis, l-a văzut că este într-o zonă nefirească pentru astfel de desfășurare de fază și a deschis scorul. Bucuria lui Răzvan Lucescu. Bucurie și descătușarea, într-un fel. A fost un gest de genul, în sfârșit. Așa este. Meritam, mai ales în perspectiva a ceea ce ne așteaptă.